2020, pe noul exercițiu bugetar, ADR Muntenia Sud va căpăta personalitate juridică, făcând un parteneriat direct, fără o escală la Ministerul, la MEDERAB, la Ministerul nivelul central, la nivelul central. Da. Fapt ce poate grăbi implementarea acestor proiecte cu certitudine. Da. Pentru că în acest moment, inclusiv proiectele pe care noi le-am semnat astăzi, dădea bundă tipar, în fapt, MEDERAB. Și stăteau o bună bucată de vreme acolo, evident, gestionând toate proiectele la nivel național. Iată că, începând cu anul 2020, ADR Muntenia Sud capătă personalitate juridică, fapt ce înlesnește și va înlesni semnificativ procesele de proiectare și de execuție. Da, va fi o descentralizare a programelor, practic regiunile își vor construi propriile programe, fără a mai avea această etapă suplimentară de avizare, de, eu știu, corecție la nivel național. Corect. Împreună, evident, cu dumneavoastră, actorii importanți, administrație, sănătate, educație, patronat, mediul de afaceri, așa va fi construit programul.